seara asta. E prima dată când îl citesc. No pressure. Și pentru că aici suntem unii dintre voi pentru prima și ultima dată la un eveniment cozy. Asta este un poem despre o prima zi dintr-un an de după faimosul 2020, în care știm ce s-a întâmplat și cum ne-a fost dată viața peste cap. L-am scris pentru o revistă la rugămintea unui prieten și nu s-a mai publicat. Și l-am păstrat aici. Se numește În prima zi din anul de după. Și să vedem ce păstrăm și după cozy-ul, după ziua de după. Hai, DJ! De foame și de lipsa ei, de pașii vecinilor, de somn, știri și notificări. Timpul se comprimă, se extinde, o eternitate la fiecare capăt. De la un punct, nu știu dacă îmi plac oamenii, sau doar că s-a făcut puțin dor. Mă mișc prin zi ca omulețul Mario, cu precizia celor care nu au memoria proastă, ci își aduc aminte câte ceva dintr-o realitate paralelă. O ceșcuță de cafea, o cană, o farfurie, un pahar de cola de colecție, în ciocuri. Altele lăsate imprudent pe câte o margine, unele atins când treacă, altele care au tremurat până s-au așezat și am spart și două boluri de salată. Poate așa e, poate nu pot să am grijă de nimic niciodată. Te simți acum cum o simt eu mereu. Când o să ne căsătorim, o să primim, o să avem vase de spart toată viața. Cine poate să spună ce e mult și ce e puțin pentru cei fericiți împreună? Nu mai dăm vina pe trafic, dăm vina pe internet. Și de la un punct, în realitatea noastră 2D, e ușor să uităm că ceilalți au picioare. Într-o zi, o să povestim cu supraviețuirea noastră de timp cândva, de cât de confortabil ne puteam așeza pe canapea și de câte colete puteam aștepta. Vedem filme vechi, vedem filmelor noi din fărbară. Și asta e rezistența noastră. Cele 5 minute în plus în pat la trezire și toate cele până să adormim după ce ne regăsim seara. Rezistența noastră, ceaiul și pauzele de masă, promisiunile mai bune, mai conștiincioase, planurile tot mai elaborate, toate lucrurile pe care le lăsăm nerezolvate peste fiecare noapte, toate vasele de spart. Mai luăm câteva plante, schimbăm pământul celor vechi și asta e rezistența. Pacea unei vieți liniștite, în anul ăsta, anul de după, toată viața. În realitatea noastră, 2D, ne vedem cu întârziere sincronizată.
supraviețuitorile 2020 se uită pe Netflix și știu că până și o caracatiță poate să te salveze dintr-o criză existențială. Că totul va fi bine. Sau măcar așa și așa. E soare pentru că e ziua ta. Pentru că mă întorc acasă. Pentru că suntem împreună. Pentru că era și cazul. Pentru că măcar atât. Pentru că cineva, cumva, a făcut ceva bun. Până și o caracatiță poate să aranjeze o grădină. De la un punct, nu știu dacă e sincronicitate sau doar nevoia mea ca totul să însemne ceva. În Hawaii, un oțel albastru s-a prăbușit în ocean. Au venit mulți, au văzut, au filmat și la fel de ușor au uitat. Fiecare bucată de cer cu dansul ei performativ. Farmaciile și supermarketurile sunt închise. Nimeni nu se îmbolnăvește, nimănui nu e foame în prima zi din an. Mulțumesc!